Cafeaua de dimineață te ajută să scapi de greață și-ți crește mor. Bună dimineața, oameni buni! Astăzi la cafeaua de dimineață nu avem niciun fel de legătură cu celebra sărbătoare Valentine's Day, decât poate să spunem numele celor care sunt în platou astăzi, dar nici nu cred că e momentul acum să discutăm foarte mult despre această sărbătoare, în condițiile în care războaiele sunt lângă noi, n-am spus războiul, războaiele sunt lângă noi, cutremurile sunt tot mai aproape de noi și cutremurile care sunt prin buzunarele noastre, sunt sigur acolo. Astăzi avem o discuție cu domnul Valentin Tămăslăcaru, directorul direcției Silvice Neamț. Bună dimineața! Bună dimineața! Domnul Valentin, ca să zic așa, da, la mulți ani. Așa. Astăzi o discuție care va pleca de la o problemă extrem de discutată, ca să nu zic și controversată. Nu știu în ce măsură directorul Direcției Silvice Neamț are mai multe informații decât noi, dar vom încerca să pornim discuția de la un protest al celor din sindicate, deci cei cu care, cum s-ar spune, sunteți într-un dialog, dar nu sunteți pe aceeași cracă, ca să spunem. Vedeți că folosesc cuvinte care țin de copaci. Așa. Cei de la sindicat spun ceea ce probabil nu pot să spună cei care sunt în conducerea regiei naționale și a regiilor locale. Iată ce spun ei. Un proiect de lege care modifică un OUG, adică ordonanță de urgență a guvernului, care e de-abia din 2011, adică ca să înțelegeți că noi suntem pe ordonanță din 2011, cea celebră privind guvernanța corporatistă, pe care nimeni, niciodată, dar niciodată n-a explicat-o. Fac o paranteză. Avem compartimente de guvernanță corporatistă la Consiliul Județean. Avem componente de genul ăsta în primăriile mari, care cică au niște atribuții clar stabilite prin lege. Să urmărească, să previzioneze cum se dezvoltă pe plan local anumite societăți care sunt în subordinea acelor instituții. Ce s-a ales de societățile alea și cum merg, știți cu toții. Da, avem guvernanță corporatistă. Ei bine, această lege a fost modificată, sau mă rog, se discută încă, și toate activitățile comerciale ale regiilor autonome vor trebui organizate în societăți pe acțiuni, adică în SA-uri sau SRL-uri. Ce spun silvicultorii din sindicatele silvicultorilor? Lemnul românesc va încăpa pe mâinile unor grupuri de interese. Și arată cu degetul, firesc într-un fel, spre zona producerii energiei electrice, unde celebrii băieți deștepți, nu existau băieți deștepți dacă nu erau în stat, știți, opusul la deștept, așa, care să le permită să facă afacerile acelea extraordinare, ar încăpea pe mâinile unor anumitor grupuri de interese. Înainte de a-l întreba pe domnul Valentin Tămăslăcaru, vreau să spun că nu numai Rom-Silva este afectată de așa ceva, ci și alte autorități importante. Gândiți-vă așa. Autoritatea rutieră română. Bun, hai să spunem că aici nu sunt chiar atât de multe implicații, dar, dacă ne gândim cu seriozitate, sunt. Monetăria statului. Adică cei care dau drumul la monezi, bancnote, etc., tot felul de plachete comemorative, monitorul oficial. Aici, să spunem că poate e mai bine, că nu mai poate trezi la ora 12 noaptea un
ministrul să publice ce vrea el sau să nu publice ce trebuie să intre. Romața, aici e o problemă, Autoritatea Aeronautică Civilă, deci probabil că, nu știu dacă sarea e într-o regie, nu mai țin minte, dar probabil și acolo e. Adică avem o groază de lucruri care ar trece de la statul român, care nu s-a dovedit întotdeauna un bun administrator, spre alte mâini neclare încă. Haideți să vedem ce ne poate spune domnul director. Protestul sindicatului silvicultorilor, care a avut loc acum o lună de zile, a pornit tocmai de la frica, de la acest proiect de ordonanță de urgență și de la frica ca societățile pe acțiuni sau societățile cu răspundere limitată care sunt amintite acolo să nu fie cu capital privat sau în regim capital privat. Pentru că nu se știe exact, nu se comunică foarte mult despre proiectul ăsta de ordonanță și atunci Africa a fost ca pădurile, ca fondul forestier să nu se privatizeze, să nu plece în proprietate privată. De aici a plecat protestul și, bineînțeles, pierderea locurilor de muncă. Haideți să facem un tablou. Deci în momentul ăsta, RomSilva se ocupă practic de tot ce înseamnă gestionarea fondului silvic, pornind de la, hai să-i spunem, să începem de la regenerare, ca să începem de cu partea așa, până la valorificarea lemnului de foc sau lemnului în alte variante. RomSilva este o regie autonomă a statului român, care se ocupă cu administrarea fondului forestier, proprietate publică a statului și pe bază de contracte de administrare cu diferiți proprietari, OAT-uri sau persoane fizice. Într-adevăr, noi facem tot ce trebuie în administrare, cum a spus dumneavoastră, de la pepiniere, de la sămânță până la exploatare și vânzarea lemnului de foc. Bun. După, celorlalte produse. După ce va intra în vigoare această modificare la ordonanță, ce ar rămâne la RomSilva? Așa, din ce știți? Încă o dată repet, nu știm, dar probabil ne gândim și bănuim că vor rămâne partea tehnică, adică împăduririle, pepinierile, îngrijirea pădurilor, protecția. Adică partea de partea tehnică, partea de lucrări pe care nu le-ar face cineva, că e mai pe care ușor trebuie să le facă silvicultorii, pentru că de asta au meseria și de asta au învățat, iar partea de vânzare, de serviciu public, rămâne, ar trebui să rămână în RomSilva sau cum se va denumi, iar partea de comercializare a tot ce există la ora actuală din cadrul RomSilva ar trebui să treacă în societate pe acțiuni, societăți sau SRL-uri, SRL. Practic, vânzarea lemnului, activitatea de vânătoare, activitatea de silvoturism, de valorificarea celorlalte produse, deci, din fondul forestier. Cred că altfel am putea spune așa. Ce este mai greu și mai costisitor ar rămâne la RomSilva, care în felul ăsta ar trebui, nemai având surse de venituri. Da, pentru că activitățile pe care i-am amintit și dumneavoastră și deci nu mai având să fie subvenționate, da. În condițiile în care acum RomSilva, din câte știu eu, nu are probleme financiare. Nu, și întăresc anul trecut, în 2022, că și aici este o nelămurire, sau anul trecut, cred că a fost anul cu vârful financiar al RomSilvei și a direcției Silvei, ce ne-am să vă spun garantat, profitul, cifra de afaceri cea mai mare. Bun, și atunci se desprinde partea de exploatare, în primul rând, clar, asta e, cu tot ce înseamnă vânzare, venituri și apar câteva întrebări. Cei care iau pădurea, care iau lemnul, cui îl plătesc? Logic ar trebui plătit la partea tehnică care muncește pentru ea să o aducă în... Da, mă uit la dumneavoastră și îmi dau seama că nu știu dacă v-ar sta foarte bine ca funcționar public. Păi, nu știu, n-am fost niciodată pentru că mă gândesc că s-ar putea să deveniți funcționari publici.
cei care rămân în Rom-Silva? Care asigură serviciu public, probabil vor deveni funcționari publici. Asta ar fi logic, să zic. Va fi foarte interesantă mutarea asta, da. Pentru că pe de o parte e bine, pe de o parte probabil că nu. Dar știți ce nu înțeleg eu? Toată această discuție privind Rom-Silva și nu numai Rom-Silva, dar Rom-Silva în special, este un angajament pe care statul român și l-a luat prin PNRR. Da. Deci, ca cetățean, dacă stai deoparte, te întrebă de ce a fost nevoie ca statul român să-și ia acest angajament prin PNRR. Probabil că nu este niciun dobitoc atât de mare să ducă, să spună, domne, noi facem treaba asta. Probabil că i s-a cerut. Dacă i s-a cerut ca o condiție și e o condiție impusă, înseamnă că cineva este interesat. Posibil să fie un jalon cerut. Cine sunt cei mai mari prelucrători de lemn din România? Nu mai procesatori? Știu. Procesatori, că nu mai știu cine sunt. Parcă unul firme din Steinhofer, nu? Schweighofer. Rebranduit acum HS Timber. Da, mai avem unul prin Alba pe undeva sau tot. Da, ei au filiale mai mari, mai sunt și alte firme, Cronospan. Adică dacă stai să te gândești că statul român va scoate pe bursă, să spunem, aceste acțiuni ale unor societăți pe acțiuni, cine își poate permite să devină acționar pe bursă în respectivele societăți? Cei care au utilaje, au capital, au societăți deja care funcționează și te vei trezi cu Schwein sau nu mai știu cum se spune corect, sper să nu fi spus vreun cuvânt urât în germană. Nu prea știu germană, chiar dacă... Dacă nu știți german și ați spus un cuvânt urât, sunteți absolvit, cred. Da, chiar și dacă aș fi spus Schweize, tot aș fi absolvit. Da, este posibil, nu știm. Încă o dată vă spun, eu zic că este probabil. Este. Posibil să întâmple și treaba asta, să fii polistare la bursă, posibil. Nu știm exact cum... Știți, pușcașii marini americani, dacă nu mă înșel, trupele acelea celebre, au o vorbă că nu lasă niciodată pe nimeni în urmă. În Rom-Silva am auzit eu vorba asta spusă de un director general, că nu va rămâne nimeni în urmă. Acum și la pușcașii marini americani, ei nu se referă neapărat că ești adus viu. Da, da, da. Întrebarea este, mă scuzați că fac analogiile astea de ziua îndrăgostiților, dar știți cum e, că nu lăsăm pe nimeni în urmă, luăm pe toată lumea. E, dar scânduri avem, adică putem confecționa niște chestii. Păi, ce se vorbește despre lucrurile? V-am spus și frica sindicatului de unde a pornit protestul, sau teama de a nu apărea disponibilizări din cadrul Rom-Silva. Înainte de... Nu neapărat înainte, cât în transformarea actualei Rom-Silva în ce se dorește prin proiectul ăsta de ordonanță. Acum, sunteți om cu experiență în Rom-Silva, aveți o experiență destul de îndelungată. Putem vorbi în momentul acesta despre o suprapopulare cu funcționari în Rom-Silva? Raportat la activități, la ce se întâmplă? Nu este o suprapopulare. Suntem, eu zic că suntem câți ar trebui să fim, să gestionăm, să putem gestiona fondul forestier. Am trecut prin reorganizare în 2021, s-au mai redus. A fost destul de dureroasă, din câte știu eu. Direcția Silvică Neamț a fost statistic pe primul loc, a fost dureroasă, a fost în două etape. S-a redus personalul angajat al direcției lui Cineam și a Rom-Silva pe ansamblu. Cred că suntem cam cum ar trebui să fim, în condițiile în care ni se cer tot mai multe lucruri. Tot mai multe lucruri și în care, din păcate, încă nu suntem informatizați poate la un nivel cât ar trebui suficient. Și atunci ne trebuie resursă umană pentru tot felul de activități și raportări. Vorbeați de profit. Da. Profitul ăsta clar vine din
exploatarea și din vânzarea, valorificarea masei lemnoase în procent ridicat și foarte ridicat. Și din celelalte servicii, din vânătoare, silvoturism, valorificarea celorlalte produse. Bun, aici ai fructe de pădure, procent mult mai mic. Bun. Cu lemnul cum mai e? Că de asta ați avut profit, că se cumpăra mult lemn probabil dintr-un foc, în primul rând. Da, nu, în primul rând a fost prețul ridicat al lemnului de lucru. Și atunci... Procentul mai mare din lemnul de lucru. Am avut cereri, și încă avem cereri de lemn de foc foarte mare. Știți că a fost și frica oamenilor în vară că se va întâmpla, va veni o iarnă foarte geroasă și nu va fi lemn. Toată lumea s-a aprovizionat, am încercat să cumpere pentru 2 ani de zile, asta s-a întâmplat, încă avem cereri. Am avut o cerere, mă repet, o vânzare foarte mare și la lemnul de foc, dar nu am mărit prețurile. Deci prețul tot 260 de lei. Cel ne mai raportăm scump la lemnul de foc de fag, cel mai căutat cam, și pe care îl avem în volum destul de mare. Da. Așa, dacă stai și te uiți și după aceea privești în perspectivă, parcă te-ai bucura să rămână lemnul de foc în mare măsură la o regie de stat unde se pot aplica inclusiv anumite corecții. Acum, care mai e situația cu vânzarea lemnului de foc? S-a eliminat acea restricție? Nu, încă este acea tot la 400, da. Tot la 400 de lei? Da. Nu știu dacă 400 sau era 500. Da. Încă este. Până în martie era plafonarea. Noi oricum suntem, vă dați seama, la 260 și ce plafonarea... Îmi vine să sun acum să caut doi din ăștia care vând lemn. Să-i întrebați cu cât vând. Păi nu, dar ei vând cu prețul respectiv. Adică îți spune atâta costă. Dar vrei să ți-l aduc acasă? Da. Costă atât. Și drumul... Transportul încărcat, descărcat, ca un consum de carburanți, vă dați seama. Dar nu numai asta, deci ce nu se pune în preț, se pune în transport de cele mai multe ori. Păi, firmele private sunt mult mai elastici în privința asta, adică ei își fac prețul imediat după piață, după cerințe. Își dau seama imediat și noi ne dăm seama. Dar nu puteți face nimic. Da, nu putem crește prețul o lună de zile, după aia să-l scădem noi. Corect, față de oameni. Bun, în momentul ăsta aveți lemn de foc? Da, avem. Avem și zone și ocoale în care suntem cu greu facem față cererilor de lemn de foc, pentru că avem foarte multe comunități locale în jur. De exemplu, acolo Roznov, unde avem o grămadă de OAT-uri de sate. Gârcina, chiar și... Romanul, nu mai zic, la Roman avem o cantitate de masă lemnoasă mai mică. Mult mai mică decât eu, fond forestier cu volum... mult mai mic decât ocoalele de munte. Am înțeles. Bun. Asta ne-am lămurit. Așteptăm cu nerăbdare să vedem ce se va întâmpla cu Rom Silva. Și angajații Rom Silva așteaptă și ei cu nerăbdare să vadă ce se întâmplă. Da, va fi foarte interesant. Se formează o societate pe acțiuni, de exemplu. Da? Cât va rămâne acțiune la statul român? Va fi acționar majoritar? Se vor scoate toate acțiunile, nu știu, pe bursă sau cum se vor scoate, statul va mai rămâne cu ceva în control, va fi extrem de interesant, dar dacă este condiționare prin PNRR, tare mă gândesc că statul nu va mai avea mare lucru de făcut decât să pună în aplicare legea și să aibă grijă să nu plece profitul din țară și firmele respective să plătească toate dările la statul român. Cazul OMV este deja foarte cunoscut. Statul a avut foarte mare grijă să nu fie prejudiciat un mare investitor cu un profit imens, dar care nu poate plăti acea taxă către stat pentru că nu era prevăzută în lege în mod expres. Bun, haideți să vorbim un pic până când mai gestionați pădurea în totalitate, cum stăm cu sănătatea pădurii în Neamț? Și nu vă întreb degeaba lucrul acesta, pentru că m-am obișnuit, de exemplu, când trebuie să fac o pârtie deschisă, se îmbolnăvește pădurea. Și brusc se îmbolnăvește pe anumite zone, după care se
poate face pârtia de schi. Când e un obiectiv de făcut undeva, se întâmplă ceva. Pădurea din Neamț este sănătoasă? Eu zic că este sănătoasă, vedem cu toții și ne bucurăm de ea. Acum 2 ani de zile am fost la o conferință și nu pot să uit cuvintele rectorului Universității din Brașov, fostul decan de la silvicultură este rector, în care a spus așa, am mers prin țară, era conferința la Timișoara. Deci am străbătut țara și vreau să vă spun că pădurile arată mai bine ca niciodată. Da, am văzut și eu undeva, într-o zonă nu ca la noi, undeva Mureș-Sibiu, niște păduri, cum se cheamă, foioase, nu? Sau de foioase, da. De foioase, în care s-a intrat, nu s-a intrat de ani de zile și s-a făcut curățenie, s-au tăiat, s-au igienizat, da, s-a igienizat și efectiv ai senzația că mergi prin niște păduri din acelea, cum vezi în filme, aranjate, frumos, chiar arată bine. Și s-a făcut și valorificare, dar nu știu cât va mai ține. Mai faceți plantări? Sau îi lăsați pe cei care vin de acum să planteze? Asta e... Nu mă pot abține. Știu, vreau să vă spun că întotdeauna dacă mă cunosc cu cineva și mă întreabă unde lucrez sau care e meseria mea, prima întrebare este dacă mai plantați. De asta îmi zâmbi și de asta și dumneavoastră. Nu mă pot abține, că și eu când văd, când văd câte un pădurar așa pe unde mă duc, ce faci, ești la plantat? Și că din păcate nu acum, zice nu. Da, e și urmăresc pe aia care taie. E o activitate care se desfășoară an de an, urmărește tăierile pe care le executăm. Este o activitate care atrage publicul larg, să zic așa, sau societatea. Plantăm și anul ăsta avem în jur de 210 hectare de plantat, 1 milion de puieți. Mare parte produși în pepinierile noastre, și diferența de la direcțiile din cadrul Romsilva. Domnul director, au fost niște programe cu niște costuri imense de plantări în anii trecuți. Nu prin Romsilva, ci prin, în afara fondului forestier. Am avut curiozitatea să merg în câteva locuri unde s-au făcut aceste plantări și cu câteva excepții, să spunem pozitive, în rest e un dezastru. Este un dezastru. La dumneavoastră, când se fac aceste plantări, care este, să spunem, gradul de succes? Avem niște norme, vă dați seama că funcționăm. Eu știu că normele astea și în construcții sunt niște norme. Exact. Păi minimă este 80%. Deci e minim 80%. Minim 80%. Dacă sunt probleme, sunt calamități, secetă sau alte probleme, atunci pot să intervină, dar în rest trebuie să avem minim 80%. După 2 ani, după ce împădurim, putem veni cu completări pe diferența 20%. Problema e în felul următor cu plantațiile. Plantațiile nu se execută și atât. Ele se întrețin. Se întrețin, se merge... Am înțeles, mi-ați răspuns la prima parte a expozeului. Sigur. Adică păi au nu fost trebuie unii... pășunat, în primul rând, mă gândesc, dacă au fost bine plantate și au avut oameni și specialiști la plantare și puieți au fost în regulă. Dar, în general, specialiștii la plantare erau zidieri. Da, dar probabil că au avut, nu știu, ori din cadrul Romsilva, ori... Sau era cineva pe margine, care striga cu verdele în sus. Da. Ca să nu se încurce. Ele trebuie întreținute, plantațiile astea. Trebuie avut grijă de ele, dacă sunt perioade secetoase, sunt lucrări, care, de exemplu, se mobilizează solul în jurul puieților, să poată să ajungă apa la rădăcini. Se descopleșesc. Sunt specii de... ierburi de specii lemnoase care copleșesc puieții plantați. Ei trebuie ajutați. Trebuie tăiate respectivele specii. Adică costă. Sigur, ce vorbeam mai devreme, nu da. Data trecută, despre lucrările tehnice. Care. Dar în acele proiecte, ca tot trebuie să știți despre exista și această componentă de îngrijire după plantare sau nu mai exista? Nu știu ce să vă spun, că eram chiar... Cred că știu la ce vă referiți, dar eram la început Romsilva. De obicei, după ce se plantează o suprafață în afara fondului forestier, dacă e mai mare de 2500 de metri pătrați, intră în fond
Deci dacă o suprafață e mai mare de 2500 metri pătrați, ar intra în fondul forestier național sau vegetal. Am înțeles. Și atunci trebuie urmărit. Da. Bun. Haideți să discutăm o problemă care de multe ori generează alte probleme pentru, știu eu, bunul mers al lucrurilor. Drumurile forestiere. Sunt câteva cazuri pe care, mă rog, presa le-a mai mediatizat, de drumuri forestiere, care apar în locuri în care nu te aștepți. De exemplu, drumul din Târgu Neamț, că tot sunteți din zonă. Acela de la pod. Știu care... că mai îmi duc copiii la școală, un copil la școală pe drumul respectiv. Pe drumul respectiv. Drumul respectiv a trecut în patrimoniu Rom Silva cu mulți ani în urmă. Care e șmecheria? Un drum din oraș să treacă în patrimoniu Rom Silva? Nu știu dacă nu a fost de la sectorul de exploatare, a fi fost în patrimoniul sectorului de exploatare sau de la primăria Târgu Neamț. Pentru că noi aveam obiectivul respectiv, acolo fabrica... Parcă încă îl mai aveți. Îl mai avem ca obiectiv, da. Încă îl mai aveți ca obiectiv. Și atunci Rom Silva a asfaltat drumul respectiv, că nu are foarte mult, are 400 de metri, lungime, 400 de metri liniari. A fost asfaltat cu ani, nu știu, mai știu istoricul, prin ce an, 2004, cred. Între timp, arată cum arată, avem proiect tehnic aprobat, avem licitații... Dar nu puteți intra să asfaltați până când nu se parcur toți pașii ăștia. Sigur. Îmi trebuie buget pe anul 2023 pentru treaba asta. Licitația am organizat-o, am o firmă, mă trebuie să se dea bani ca să putem să asfaltăm. Mai avem și nu numai asfalt, mai este un podeț pe lungimea asta a drumului care trebuie refăcut, proiectat noi să refacem. Avem de făcut rigole, avem tot ce ne trebuie, dacă ne dau bănuții Rom Silva de la București. Deci, practic, dumneavoastră nu puteți face o investiție fără aprobarea de la București, indiferent de câți bani, indiferent câți bani produceți. Că n-ar fi fost o problemă să... Păi nu, valoarea asfaltării sau refacerii drumului, comparativ cu profitul pe care l-am avut anul trecut, am înțeles, foarte adică nu ar fi o problemă. Nu ar fi o problemă financiară. Dumneavoastră, aveți un plan de întreținere a drumurilor forestiere? Sigur. Și planul ăsta tot Bucureștiul la probă? Nu. Deci aici sunt lucruri diferite. Drumuri noi de executat, modernizări de drumuri forestiere vechi, țin de București. Sunt realizate din programe de investiții. Drumul nou este drumul când te duci să exploatezi ceva și trebuie să faci un drum. Sigur, se defrișează. Aici, da, intervine defrișarea legală, cu toate aprobările care faci trebuie. Faci drumul ca să poți să ajungi la partidă. Și lucrările de art, nu la partidă. Drumul forestier, propriu-zis, este pentru accesibilizarea fondului forestier. A, deci nu-i pentru exploatare, în primul rând. Este pentru accesibilizare. Și pentru exploatare și să facem și toate lucrările mai ușor, să putem ajunge în toate parcelele. Uh-huh. Iar drumurile noi, încă o dată, modernizarea drumurilor forestiere, vechi, refacerea în urma calamităților, se fac din programe de investiții. Reparațiile curente a drumurilor forestiere, întreținerea lor, în fondurile proprii ale... fondurile proprii ale noastre. Da. Bun. Există cazuri în care anumite drumuri care au fost exploatate în timp sunt lăsate să revină în fondul forestier? Nu. Nu. Deci asta, unde ai făcut un drum, deci exact, rămâne drum. Rămâne drum. Și tot mai multe drumuri forestiere, acum există presiunea asta de a le transforma în șosele? Pentru că apar tot felul de obiective turistice și e nevoie. Sunt discuții de a se moderniza, în care noi nu ne opunem dacă îi sprijinim binele comunității, dar, în primul rând, drumul forestier ar trebui să treacă în patrimoniul UAT-ului. Ei nu pot să facă investiții pe un obiectiv care are alt proprietar, în primul rând. Și am mai transferat din drumuri forestiere către UAT-uri, în care Rom Silva nu mai avea fond forestier, proprietate publică a satului pe care să-l administreze. A fost pus în posesie proprietar, în care și Rom Silva a rămas doar cu drumul
forestier. Adică a rămas drumul și de o parte și de alta erau proprietari. Noi nu mai puteam sau nu aveam un interes neapărat, cheltuiam niște bani să întrețin în drumul respectiv. Noi nu-l foloseam și atunci să găsești modalitatea respectivă să-l dăm la primărie. Dacă primăria dorește să-l asfalteze, să-l facă, problema lor. Da, deci dar nu ne opunem. E o dinamică continuă. Noi nu asfaltăm drumurile forestiere, decât ăsta e un caz special în Târgu Neamț, pentru că este în oraș și pe malul digului, de servește populația orașului. Iar celelalte drumuri forestiere le întreținem la nivelul unui drum forestier. Dar când aveți un drum în oraș, nu e mai simplu procesul invers? Dom'le, luați orașul și... Da. O discuție ne-am gândit, m-am gândit, deocamdată avem obiectivul respectiv. Dacă, de obicei, ce se mai întâmplă? De multe ori, sunt și drumuri, înțelegem, sunt și drumuri comunale sau în proprietatea primăriilor pe care le folosim, le folosește și RomSilva la transportul masei lemnoase sau pentru celelalte activități. Și mai avem drumuri, treaba asta se întâmplă istoric, adică de când... Și atunci e mai simplu să... Și de multe ori, altceva vreau să vă zic, de multe ori primăria a intervenit, l-a reabilitat, l-a modernizat, l-a asfaltat, spunem, și a impus un tonaj și taxe. Și unele primării au instituit taxe, unele doar tonaj, dar un gabarit foarte mic în comparație cu cine ar trebui nou. Și de aici mai apar probleme. Parcă sunt două comune în care sunt și bariere, nu s-au mai multe. Știu, la Tarcău. La Tarcău și era la Gârcina într-un timp. Da, și la Gârcina. Îți plătești o taxă de peiaj la metru cub sau cum o stabilește proprietarul. În spiețul UATEU, prin Consiliul Local, care e cel care folosesc drumul respectiv, agenții inclusiv direcția SIL. Inclusiv direcția. Deci sigur. Plătiți da. Acolo. Și suma e mare sau e o chestie? Nu știu să vă zic statistic, dar o plătim. Asta este. Dar avem probleme în care nu am găsit înțelegeri, au UATE-urile sau alte entități, au asfaltat, au pus un gabarit foarte mic, nu ne putem încadra. Nu accept o taxă de peiaj, nu le putem folosi pentru că suntem amendabili. Și atunci trebuie să găsim alte căi de scos și să investim în alte drumuri forestiere noi, să scoatem lemnul, să ne facem treaba și noi. Da, e o activitate foarte complicată. Problema este că în momentul în care toate aceste lucruri vor fi divizate, într-o societate normală, probabil unde bursa funcționează, în care nu există tentația de a înstrăina bunurile către niște grupuri de interese, lucrurile ar fi ok. Să nu fie toată această centralizare, când ai de făcut ceva, să trebuiască să aștepți bugetul pe anul viitor. Adică ba, știm foarte bine că sunt dezavantajele centralizării. Da, dar va fi foarte curios cum va funcționa da, și situație. Nu știu, să adaug, lucrurile nu sunt complicate, lucrurile sunt foarte simple. Noi le complicăm. Noi avem un stil român, să ne complicăm, da. Din păcate. Din păcate? Ar trebui să fie foarte simplu. Nici acum nu pot să înțeleg cum poți să te duci și să accepti niște condiționări de genul ăsta în loc să fi gândit tu o reorganizare în folosul statului român cu, hai să spunem, cu o preemțiune a statului pe tot genul acesta de activități care sunt foarte rentabile. Adică avem regia sării. Sunt curios cum va funcționa regia sării pentru că este un produs cerut, dorit, scump, mai nou, foarte scump. Și noi avem contracte și colaborăm cu ei. Avem nevoie. Deci scump. Sunt foarte curios cum va funcționa și cum vor evolua prețurile. Pentru că nu mă interesează până la urmă cine vinde. Mă interesează cu cât vinde și dacă din ce profit face, statul român se îndestulează să poată plăti gruparea de funcționari aia de la centru în special, care fac aceste legi atât de drăguțe. Domnul director, ce activități veți avea de acum încolo?
specifice. Începeți împădurirea în primăvară. O să începem când ne permite vremea. A mers vânătoarea anul ăsta? Păi, în afară de speciile care sunt interzise la vânătoare și de mistreț care e afectat de pesta porcină și au scăzut efectivele drastic, au mers, nu prea mai rămân. Nu prea ai ce să faci, te duci și tragi cartușe. Da, sunt bucuros acum să vedem când se va termina iarna, când vor ieși din hibernare urșii. Sunt bucuros că nu am avut probleme cu urșii, deși avem un efectiv, am zis, data trecută mai dublu spre triplu față de efectivul optim. Dar sunt bucuros că nu am avut încă probleme. Am asigurat hrana vânatului, a celorlalte, a cervidilor așa. Iar lucrările continuă, exploatările sunt în desfășurare până la 30-a patra de produse principale. Vom începe, cum a spus dumneavoastră, în pădurile, lucrările în pepinieri imediat cum vremea ne va permite. Probabil vom începe de la Roman, e normal. Celelalte lucrări de protecție, la fel în primăvară. Deci ne desfășurăm activitatea curentă în condiții normale, deocamdată. Nu știți nimic când ar putea să intre în vigoare toate aceste schimbări la nivelul Rom-Silva? Nu, știu doar să vă spun în felul următor. Anul trecut a fost aprobată prin hotărâre de guvern și Strategia Națională a Pădurilor SNP30, prescurtat acronim. Și nu cumva, se bate cap în cap? Nu se bat cap în cap, cumva sunt legate și foarte bine jalonate. Cel puțin Strategia Națională a Pădurilor e bine jalonată. Ați văzut că este un colectiv acum de modificare a codului silvic. Probabil un jalon important va fi jumătatea anului 2023, în care noi, Rom-Silva va trebui să-și prezinte și ea o strategie proprie. Am înțeles. Ce ar mai fi de adăugat, apropo de ce se întâmplă în perioada următoare, ce ar interesa pe cetățeni? Continuăm să asigurăm necesarul de lemn de foc pentru comunitățile din... La ultima emisiune ați vorbit de dotarea cu niște mașini ca să puteți... Da, sigur, le-am primit două mașini, au organizat Rom-Silva. Și unde le aveți? Una este la Ocolul Târgu Neamț și una e la Ocolul Silvii Gârcin, aici în Piatra. A, și deci se poate comanda și să vină cu mașina. Da. Și câți metri au? Mașinile respective ori se poate duce 3-4 metri. Sunt mașini pentru oraș, am zis și data trecută. Da, pe de asta mi-am adus aminte acum. În toamnă vom avea un despicător profesional la Târgu Neamț, la fosta fabrică de debitare a cherestelilor, în care vom duce lemn de foc și îl vom despica și va veni paletizat, îl vom paletiza. Și poate fi transportat. Iar mașinile astea două de care vorbeam au macara. Și în momentul acesta, aș vrea în toamnă să ducem lemn paletizat. Sper să vedem cu ce preț vom ieși. Dar și în momentul ăsta ele acum putem duce, dar despicăm mai puțin pentru că nu avem oameni. Oamenii avem la exploatare, ar trebui să, de multe ori când trebuie să despicăm lemn, îi luăm din exploatare, din producție. Și atunci preferăm să ne meargă, să exploatăm, să vindem lemnul deocamdată butuc, cum vine din parchetul de exploatare. Păi să așteptăm atunci ca să putem comanda lemnul, să vină cu mașina. Da. Sper să ieșim și la un preț bunișor. Probabil că vom despica și lemn din celelalte specii, numai fag, care sunt și mai ieftini, din foia simoi, poate și de rășinos, să vedem și cum va fi cerința pe piață. Dar pentru oraș îmi doresc treaba asta să se întâmple. Posibil să facem un depozit intermediar de paleți aici în Piatra Neamț ca să ne fie mai ușor cu distribuția, să-l aducem cu mașini mai mari și aici distribuția locală să o facem cu mașinile astea cu gabarit mai mic, să poată încadra pe străduțe. Da, ar fi interesant pentru foarte multă lume. Deci suntem în grafic, să zic așa. Acum să vedem dacă mai aveți ce sau va trebui să dați sau mașinile. Sau probabil să nu se ducă la SEA-urile sau SRL-urile respective, că și asta e o problemă. Avem destul de multe active. Vă dați seama, Rom-Silva are multe active și direcția Silvică Neamț. Păi mă gândesc că tot fac vorbire de Târgu Neamț. Acolo este un activ foarte interesant pentru cei care se gândesc la valoarea zonei, probabil.
Da, asta fiind și eu din Târgu Neamț, clar, vă spun că zona respectivă e în dezvoltare, e la baza cetății și un loc frumos în orașul nostru. Sunt și eu. Acum mă gândeam la un muzeu al Rom Silva acolo sau ceva. Am avut o colaborare cu o trupă cu niște artiști în care au avut niște proiecții anul trecut pe ADPL. Am înțeles. Da, ne-am lăsat, chiar ne-am bucurat și noi de ce au făcut respectiv. Bine, mulțumesc pentru participarea la emisiune. Când se întâmplă evenimentul, așa, o să venim să-l comentăm, pentru că și poate aducem și un sindicalist, să avem ambele puncte de vedere, care sigur, cred că în momentul ăla vor fi foarte apropiate, nu știu de ce. Da. Acum vedem ce va aduce, că întotdeauna este și frica de schimbare, pentru că nu știi ce dincolo de peretele ăla pe care scrie schimbare. Sperăm să fie în bine, adică v-am zis, încă o dată mă repet, lucrurile ar trebui să fie simple. Da. Era o vorbă cu trăitul, în italiană, trăindo, sperando, dar mai departe nu știu cum e. Nu vreau să-mi aduc aminte. Mulțumesc pentru participarea la emisiune. Să sperăm că mai ține posibilitatea de a cumpăra lemne încă de la Rom Silva la 260 de lei. În platforma primară. Așa, în platforma. De acolo e transportul. Mă sigur. Dar oricum este avantajos. Și că această bogăție care acum este administrată în proporție de peste 50%, de 50% direct de către Rom Silva, mai sunt și celelalte ocoale, va rămâne cât se poate a statului român. Vom vedea. Până atunci însă să urmărim cu atenție cum se constituie ESA-urile și SRL-urile în toate regiile, nu numai la Rom Silva. Mulțumim domnului Valentin Tămăslăcaru și noi ne vedem mâine dimineață cu un alt invitat. Vom discuta lucruri interesante, tot pornind de la așa zise reorganizări, reforme și altele de genul ăsta, numai că în altă zonă de interes. Cele bune!